Bună dimineața de la Blue! Blue care stă și admiră curtea și voiam să vă arăt că de asemenea Blue s-a și înnoit. Avem aici un ghiozdănel care de asemenea poate fi și troller, pentru că partea asta din spate, practic el vine din două bucăți. Și partea asta din spate se poate înlocui cu o altă parte care e din același material, din plastic, și care are mâneri dintre acelea exact ca la troller și poți să-i pui și roți, doar că eu nu am de gând să îl folosesc ca pe troller, pentru că nu vreau să zdrunci în băiatul, ci vreau să-l folosesc ca pe ghiozdănel. Și să îl mai scoatem așa din când în când la plimbări și pe el. Foarte mișto este. Îmi place mult și modelul de aici. Are niște mustăcioare așa. Și gemulețul ăsta se deschide, apeși pe buton, are aerisire și pe aici, și pe aici, și pe aici. Adică aici are plasă. Mai are găurele. E super aerisit. Evident că, na, dacă sunt zile caniculare, oricâte aerisire ar avea, tot se creează efectul acela de seră. Dar având în vedere că la noi e destul de răcoare, merge să îl scoatem la plimbare, îi pun hamul pe el și gata, scoatem băiatul în lume. El momentan e în lumea lui acolo. A, și înăuntru are și o pernuță foarte pufoasă. Și da, nu știu dacă reușim să-l scoatem azi, sincer. Să vedem. Apropo, astăzi este luni, este în jur de ora 11. Eu tot aștept să înceapă un meeting la muncă, dar tot se întârzie. Și mai devreme mi-am pus la fiert niște carne de pui, că tot ziceam eu din weekend că vreau să fac supă și n-am mai reușit. Am pus carnea la fiert și am oprit-o acum pentru că știam că trebuie să înceapă meeting-ul, dar tot nu începe. Și după meeting o să mă pun să fac repede o supă. Și aș vrea să ajung astăzi și pe la un buț, ceva, pentru că am niște chestii de luat, dar să văd cum mă organizez cu timpul. Dacă nu pentru mâine, oricum zilele astea o să fie foarte haotice. Am multe lucruri de rezolvat. Trebuie să fac curățenie, chiar dacă am făcut un weekend, trebuie să mai fac o curățenie, probabil miercuri, fix înainte să plecăm. Bine, noi plecăm joi, dar așa ca idee. Trebuie să-mi fac unghiile, trebuie să mă pensez, trebuie să editez la clipuri, trebuie să merg să fac niște piață, trebuie să fac bagajul și, bineînțeles, asta, toate astea pe lângă muncă. Și vrem să ajungem și la sală. Deci să vedem cum împăcăm și capra și varza. Poate reușim să-l scoatem și pe Blue. Apropo, eu iar sunt ciufulită. Deci am impresia că în ultimele vloguri, băi, nu mai ciufulit am fost. Dar faza e că atunci când stau în casă, eu nu suport să stau cu părul desprins. Adică gen să-l îndrept sau să-l ondulez și apoi să stau cu el desprins. Nu îmi place. Și când îl prind, vă dați seama că nu mă mai dau cu fixativ. Și având foarte mulți baby hairs de ăștia, tot îmi ies prin toate părțile și sper să nu fie foarte... Să nu arăt aici ca muma pădurii. Dar, oricum, nu știu de ce, nu mai am răbdare de păr. Deci, nu mai am răbdare să-l aranjez. De asta, de cele mai multe ori, bal îndrept, bal ondulez, bal țin prins în coadă sau în coc. Cam atât. Cam la asta se rezumă hairstyling-ul meu. Dar aș vrea să mai experimentez și eu, doar că, v-am zis, nu mai am răbdare de el. Și de multe ori când mă pregătesc, mă machiez și apoi sunt, oh, trebuie să stau să-mi fac părul. Și încerc pe cât posibil să îmi fac părul înainte să mă machiez, pentru că știu că după aia nu mai am chef de el. Bine, oricum, na, vă dați seama că dacă mă machiez, trebuie să mă aranjez cu totul să-mi fac și părul. Dar e așa, ca o... Știți treburile alea prin casă pe care le faci că trebuie, dar nu-ți plac deloc? Așa e la mine cu părul. Nu știu, mă enervează, dar o să încerc să caut pe Pinterest mai multe idei, așa, să mai fac și eu coafiuri ceva simple, dar de efect, pentru că m-am plictisit de mine cu părul mereu. Ba drept, ba ondulat, ba prins în coadă și cam aia e. V-am lăsat momentan, mă duc și o să văd ce se întâmplă cu meetingul ăsta. Dacă nu se mai ține, mă duc să-mi fac repede supa și apoi să vedem cum îmi organizez restul zilei. Hello! Dacă mă vedeți din unghiul ăsta, să știți că asta înseamnă că încă nu mi-am luat suport pentru telefonul în mașină. Nu știu când se va întâmpla, dar până atunci vă rog să mă suportați așa. Eu am plecat repede, repejor să fac niște piață. V-am zis că vreau să ajung la Boots. Bine, aș vrea să văd în primul rând dacă se deschis Superdrug. Eu Superdrug în zonă nu am decât în centru, în Walsall. Și acolo nu îmi place să merg singură pentru că e o zonă foarte dubioasă. Și în afară de asta nu prea am așa în centrele comerciale pe care eu le frecventez. Și am văzut că de vreo
câteva săptămâni au pus acolo afiș cum că, mă rog, au branduit spațiul acela comercial, cum că se va deschide Superdrug. Și am fost ultima dată acum vreo două săptămâni, cred, și încă nu era deschis, așa că sper să fie acum, pentru că dintre Superdrug și Boots îmi place mai mult Superdrug pe partea de make-up, poate și de skincare, pentru că sunt unele lucruri pe care nu le au în Boots și, nu știu, pur și simplu, parcă mi se pare că au mai multă varietate. Uite că începe și ploaia, super, să închid geamul. Dar, mă rog, dacă nu se deschide... Dacă nu s-a deschis Superdrug, aia, mergem la Boots. Și voiam să vă povestesc că m-am supărat tare, tare astăzi, acum câteva minute, înainte să plec de acasă, pentru că m-am pus să fac supa aceea la care mă gândesc de câteva zile că trebuie să o fac. Și am făcut totul așa cum o fac de obicei, cu excepția unui singur lucru. De data asta am adăugat și frunze de țelină. Mă rog, nu frunze, ci mai degrabă acele tulpini. Adică, cred că știți la ce mă refer. Lucru pe care eu nu l-am mai făcut până acum. Nu cred că am mai folosit frunze dintre acele de țelină vreodată. Și, na, cred că asta i-a stricat gustul. Pentru că era oribil, parcă era și puțin amărui, parcă... v-ați dus la bale. Parcă scăpasem și puțin prea mult borș, nu știu, oricum, a fost nasol rău. Mai aveam un pas de făcut la ea și anume să pun tăiței, sau mă rog, fidea, dar am zis că nici nu mai are rost să fac acest lucru pentru că stric tăiței degeaba, că nu poate fi mâncată. Din punctul meu de vedere, după gustul meu, l-am pus și pe Adi să guste și am zis să fie sincer și să-mi spună, bă, are rost să continui cu ea sau nu. Și el a zis, da, nu știu, ceva e neregulă cu ea, nu știu să zic ce. Și am zis, bine, o opresc și când mă întorc acasă, după ce se răcește, o arunc. Că nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Pentru că eu, în general, cu supele o nimeresc. Adică chiar fac supe super ok. Că mă uitam dacă s-a deschis super dragul, că am ajuns acum. Chiar fac supe super ok, adică nu știu ce s-a întâmplat, probabil că acea țelină, eu oricum cu țelina nu sunt foarte bună prietena, asta e clar. Și probabil că asta a fost și cauza care mi-a stricat mie supa. Acum să mă pun să parchez. Mamă, ce parcare șmecheră. Da, am ajuns aici, o să încerc să văd, mă rog, în funcție de cât timp am, să văd în câte magazine pot să ajung. Stați să opresc și mașina. Și aș vrea să merg la Superdrug, v-am zis, dacă e deschis la Boots, dacă nu e Superdrug deschis, poate intru până la TK Maxx, poate și în B&M ca să iau pastile dintre acelea pentru mașina de spălat vase, la Aldi poate sau la Sainsbury's și cam atât. S-a deschis! Văd lumini. Deci înseamnă că e deschis, că dățile trecute erau toate geamurile negre acoperite cu chestii. Deci intru la Superdrug, apoi la B&M. Nu cred că o să filmez prin magazine, sincer, pentru că sunt destul de înghesuite. Cel puțin B&M-ul este destul de înghesuit și aglomerat de obicei. Nu știu cum e Superdrug, dar cel mai bine vă arăt acasă sau scot repede telefonul să vă arăt dacă găsesc ceva interesant. Acolo în spate. Am ajuns acum acasă și am zis să vă arăt cu ce m-am întors. Am fost în felul următor. Am fost în Superdrug, am fost în B&M, am fost în TK Maxx, de unde n-am luat nimic, și am mai fost și în Sainsbury's, unde am luat așa câteva de leguri, dar nimic interesant, așa că nu vă mai arăt. Vă arăt, în schimb, ce am luat de la B&M și de la Superdrug. Hai să încep cu B&M, pentru că lucrurile sunt deasupra, sunt doar două oricum. Am luat în primul rând așa tablete pentru mașina de spălat vase. Sunt 92 de tablete și a fost punga asta 12 lire de la Finish. Am observat că astea de la Finish au fost cam cele mai ok până acum. În momentul de față avem unele de la Astonish, cred că se numesc, și nu prea ne plac atât de mult. Și am mai folosit și de la Fairy, care sunt cumva între, dar astea parcă sunt cele mai ok. Și am mai luat și o pastă de dinți de la Oral-B.
nimic deosebit nici aici. După care, la Superdrug, foarte mult mi-a plăcut. E destul de mare și foarte bine aprovizionat. Și am dus acolo și niște branduri de make-up care mi s-au părut interesante, pe care nu l-am mai văzut. Era ceva, unul care se numea 3 in A, ceva de genul. Am văzut că aveau produse destul de scumpicele, adică, mă rog, nu scumpe la modul de high-end, dar ceva mai scumpe decât L'Oreal, de exemplu. Văzusem un ruj interesant, văzusem un primer interesant de față, dar n-am luat nimic pentru că am zis că dacă n-am nevoie, nu cumpăr. Eu mersesem chitită să iau un primer anume de la Elf, dar nu aveau niciun fel de primer, erau toate out of stock. Și, nu știu, parcă mi-a fost teamă să iau acel primer de la brandul de care v-am zis mai devreme, pentru că nu știam nimic despre ei. Într-adevăr, pusesem pe mână acel primer și era dintre acela siliconat și foarte catifelat, dar am zis că mai bine lasă, altă dată mă mai informez despre brand și apoi o să văd. La fel, am văzut și niște tușuri colorate interesante, niște ruj de rujuri v-am zis, și mi-a plăcut mult ambalajele, că păreau foarte premium, dar m-am abținut. În schimb, am luat alte lucruri. Am luat un SPF de la Biore, Aqua Rich cu SPF 50. Nu mai știu la cine l-am văzut în online, sau nu mai știu dacă era fix acesta, dar parcă el era. Și teoretic este un SPF cu textură de asta apoasă. Asta, cred că e sigilat. Da, e sigilat. Stați să îl deschid. Eu am SPF-ul meu de la Rimmel, cred că se numește, sau ceva de genul, doar că uneori mi se pare parcă un pic cam prea mult, adică aș vrea ceva mai lejer pe față și am zis să-l încerc pe acesta și parcă se auzi ceva. Se aude, e lichid. Dar totuși nu e, cred că nu e cel pe care l-am văzut eu, că parcă acela era transparent. Dar oricum e foarte lichid și hai să vedem cum se simte. Da, zici că e o cremă de aia cu... E și foarte puțin parfumat, miroase citric așa. Zici că e o cremă dintre aceea pe bază de... cremă gel. Și foarte repede a intrat în piele. Se simte bine așa la prima vedere. Rămâne de văzut. Acum, na, eu de la Biore singurul lucru pe care l-am încercat, de fapt nu, două lucruri am încercat de la ei, niște pore strips de alea, de le pui pe nas pentru puncte negre, care nu mi s-a părut că au fost cine știe ce, și mai testasem și un gel de curățare care mi s-a părut chiar bun, dar altceva nu am testat și sunt curioasă de... mă amuză că se tot aude înăuntru. Sunt curioasă de acesta cum o să se comporte pe sub machiaj. După care, de la Hada Labo, am luat o mască cu acid hialuronic, cu vitamina C și cu acid tranexamic. Este pentru glow, pentru glow-ul feței. La fel, n-am mai încercat nimic nici de la Hada Labo, habar nu am. Apoi am luat un gel intim Femme Fresh, pe acesta îl folosesc eu de obicei. Aveau ofertă la uleiurile astea, uleiul, mă rog, acestea de la Simple. Erau două la preț de unul, adică am dat 6 lire 95 pe amândouă. Și chiar dacă mai am din balsamul acela de la Vanilla & Co, am zis să le iau pentru că sunt la ofertă și știți că este uleiul meu preferat. Mi-am mai luat două lucruri, mi-am mai luat un balsam de buze de la Lanolips cu vanilie. Am vrut să am un balsam de ăsta de buze solid, că nu mai am, sincer. Adică mai am, dar nu sunt favoritele mele și vreau să am ceva de luat așa în geantă. Se simte mișto pe buze și miroase foarte frumos. Da, se simte bine. Mișto. Bun, și ultimul lucru pe care l-am mai luat este un ser cu vitamina C de la brandul celor de la Superdrug. Cam așa este, cu 2% vitamina C și cu squalan. Mai avea o variantă de vitamina C simplă, dar era 10% și parcă mi-a fost teamă să iau așa puternică. N-are niciun miros. Mi-a fost teamă să sar direct la vitamina C, aceea foarte puternică, pentru că eu mai de mult am folosit un ser cu vitamina C care, dacă nu mă înșel, era cred că tot 10% de la The Ordinary, sau era cremă, nu mai țin minte, și știu că mi-a părut să rămân multe bubițe pe față și am zis că nu rămân la ăsta așa cu 2%. Și sper să fie ok. Eu mai folosisem în trecut seruri dintre acestea din gama lor și au fost chiar ok. Niacinamide folosisem, acid salicilic,
acid hialuronic, nu mai știu ce am mai folosit, cred că atât. Și asta e prima dată când folosesc, când o să testez vitamina C. Și da, sper să fie ok. Cam asta e, cam astea au fost toate cumpărăturile mele. Să scot de aici și toate bonurile și ambalajele și să le bag la reciclat. Și potem seara asta, dacă nu uit, o să folosim împreună masca asta, să vedem cum e, dacă nu, mâine. Acum văd că zice pe ea că este și fără parfum, ceea ce e super bine. Și se ține timp de 15 minute. Da. Și se recomandă să se folosească de 2-3 ori pe săptămână. Eu am luat doar una ca să văd cum e, dacă o să-mi placă, o să mai iau. Nu mai știu dacă voiam să vă mai zic ceva, dar ne auzim noi mai târziu. Merg acum să mâncăm și noi ceva, am luat niște pizza congelată. Pentru că nu mai aveam nimic scos de la congelator, altă carne, ca să mai fac ceva. Așa că, momentan, mâncăm câte o pizza congelată și vedem noi ce facem pentru mâine. Oricum, de fapt, mâine a zis Adică o să facă el pizza dintre aceea de casă foarte bună. Și miercuri, eu cred că ne mai rămâne din pizza pe care o să facă Adi mâine. Și după aia nu mai gătim, că plecăm joi, plecăm în vacanță și n-are rost. Eu m-am apucat de câteva zile de un serial nou, Ackley Bridge, și doamne cât de mult îmi place. Este un serial britanic și are cumva în centrul acțiunii, stați că văd că a început episodul, nu asta voiam. În centrul acțiunii este un liceu unde practic s-au unit două licee și a rezultat acest liceu. Practic un liceu de asiatici și un liceu de englezi s-au unit și arată toate, nu știu, dificultățile prin care trec ei, toate diferențele astea de cultură și, nu știu, e o poveste foarte frumoasă. Nu vă gândiți că este un serial, cine știe ce, psihologic sau așa mai departe. Nu, e un serial lejer, de weekend, dar îmi place foarte mult și mi se pare că actorii joacă foarte natural, adică chiar ai putea să zici că sunt de fapt acele persoane, nu știu, sunt foarte buni actorii. Și nu știu sigur dacă se găsește pe Netflix România, sper că da, pentru că vi-l recomand din tot sufletul. M-am apucat de el când oare vineri și deja sunt la sezonul 2, episodul 6, deci da. Oricum, cred că sezoanele sunt destul de scurte, cred că au 8 episoade. Da, uite, primul sezon a avut 6 episoade, al doilea sezon are 12, 8, 10, 10, deci nu sunt sezoane foarte, foarte lungi, dar vi-l mega, mega recomand. Mi-am făcut unghiile în sfârșit, parcă mă simt alt om, doamne, că bine mai e să ai unghiile fresh, că nu le mai suportam pe alealte și inițial mă gândeam să-mi fac manicura chiar mâine, ca să fie pentru vacanță fresh, fresh, dar nu am mai rezistat. Și cam așa le-am făcut. Cred că asta e manicura mea preferată, așa, cu o culoare nude rozalie, scurte, cu cuticulele tăiate, curățate. De asemenea, în ultima jumătate de oră am fost la vânătoare, să zic așa, prin casă și tot n-am reușit să prind. A intrat o muscă care vine, mă bâzie și tot încerc să o prind cu paleta asta. Asta este o paletă care electrocutează și e foarte bună pentru prins muște. Dar nu reușesc să oprind pasta care mă tot bâzâie de vreo jumătate de oră, v-am zis. Are Adi geamul deschis la el la birou sus și cred că pe acolo a intrat. Și încă stau la pândă să apară, acum cred că s-a dus iar pe sus pe la Adi, dar nu mai scapă de data asta. Cam așa arăt după o zi de muncă. Mi-a venit un pachetel de pe Amazon, am dat o comandă ieri și voiam să vă arăt și vouă ce am luat. Nu e mare lucru, sunt doar 3 produse. Și apropo, în spatele meu acolo vedeți o cutie mare, pentru că blusa a înnoit din nou cu ceva. Dar o să vă arăt apoi despre ce este vorba. E ceva chiar super tare. Dacă mă urmăriți pe Instagram, poate că ați văzut deja la story. Și mai trebuie să-i mai ajungă ceva și sunt acum în dubii, pentru că nu știu dacă ajunge până noi plecăm. Nu știu. Bun, hai să vedem ce am aici. Bine, eu știu ce am aici, dar să vă arăt și vouă. Am un set de linguri, dar nu orice fel de linguri, deci ia uite-le cât de drăguțe sunt. Stați că îmi sunase telefonul și a trebuit să mă ridic. Sunt niște linguri rotunde, cam așa arată ele, sunt atât de drăguțe. Ideea e că de câte ori mergem în oraș și Adi își mai ia supă cremă, mereu supa vine cu linguri de-astea și lui Adi îi plac foarte mult și am zis hai mă să comand, că și mie îmi plac, adevărul e că sunt foarte simpatice și, nu știu,
sunt altceva față de lingurile cu care am fost noi obișnuiți, cel puțin. Sunt 6 la număr, stai să le scot pe toate din ambalaj. Din oțel inoxidabil. Na, cam așa, arată foarte drăguț. O să le bag în mașina de vase imediat. Stai să strâng și din ambalaje, că acum vine Blu și le atacă. După care, oh, are partea asta aici lipit și se prinsese de covor. Am luat ceva pentru curte aici. Ceva ce am avut când eram mică și îmi doream și acum. O treabă de asta. Nu știu dacă în română are vreun nume. Stai că nu prea îmi dau seama ce sunt. Aha. Nu știu dacă în română are vreun nume. Clinker. Nici nu știu cum i-ar zice în română. Știu că în engleză... Ah. În engleză îi zice wind chime. Dar nu știu cum îi zice în română, sincer. Stai să o desfac. Aici cumva. Cam așa. Foarte mult îmi plac trebușoarele astea. Stai să le pun jos. Așa, le-am pus jos ca să nu mai facă zgomot. Foarte mult îmi plac și mi-a venit ideea să cumpăr acum din nou, pentru că săptămâna trecută, când ne plimbam tot așa pe străduțe, avea cineva agățat în fața ușii și suna atât de drăguț și, nu știu, mi-aduc aminte de copilărie lucrurile astea. V-am zis, nu știu cum le zice în română, dacă cumva au vreun nume, vă rog să-mi spuneți și mie. Eu le zic că ba clincăitoare, ba clopoței, adică, mă rog. Și mi-am luat o brățară de la Philip Jones. Tot de la Philip Jones am și brățara asta de aici. Trebuie să vă zic despre... Aoleu! Nu! Au! Ah! Acum lipici, ăsta mi se lipi de piele, vai! Doamne, groaznic, mamă, și ce doare! Da, ce ziceam? Eu, prin facultate, așa, am avut o perioadă în care purtam foarte multe brățări pe mână și aveam gen așa, mâna plină, ambele, de fapt, și mereu am fost atrasă de brățări. Adică, dacă ar fi să aleg o bijuterie, mereu sunt atrasă de brățări. Cred că sunt bijuteriile mele preferate și cel ce îmi plac, dar nu știu, brățările mi se pare că arată foarte bine. Opa! Și, uite, a venit și cu un săculeț. Și cu ce a mai venit aici? Cărticică cu tot felul de lucrușoare de-astea. Săculețul e așa din catifea. Și brățărica e foarte drăguță, cu steluțe. Așa, și ziceam că în ultima vreme mi se pare că port prea puține brățări la mână. Am doar 3 și vreau mai multe. Vreau să... nu să-mi umplu mâna ca atunci când eram în facultate, dar vreau ceva mai multicele. Cam așa arată ea. Sper să-mi vină. Cam așa, foarte drăguță. Hai să vedem. Și teoretic e din argint. Cel puțin așa scria acolo. Hai că-mi vine. Uite, cam așa arată pe mână. Da, să mă dau eu din cadru. Foarte drăguță mi s-a părut. Și vine bine, zic eu, pe mână aici cu restul brățărilor. Da. Chiar foarte, foarte drăguță. Îmi place mult. Acum sper să și fie din argint. Acolo așa scria. Pentru că mi se pare un pic cam albă, sincer. Dar rămâne de văzut. Da, și cam astea au fost cumpărăturile mele de pe Amazon. O să vă duc imediat sus să vedeți despre ce lucrușor era vorba pentru Blu. Da, chiar îmi place. Foarte drăguță. Să pun și astea în mașina de vase. Să pun și clincăitoarea asta în curte. Sper să nu mă deranjeze noaptea, pentru că eu am geamul la dormitor fix aici, unde e terasa, unde intenționez să pun trebușoara asta. Și dacă cumva peste noapte o să mă deranjeze prea tare, o să o pun poate, nu știu, în altă parte, văd eu, îi găsesc un alt loc. Dar da, cam atât. Azi n-am făcut foarte multe, sincer. Ah, mă rânc în nasul. N-am făcut foarte multe, am lucrat. Mi-am făcut unghiile, ăsta a fost singurul lucru pe care l-am făcut. Și acum voia Adi să facă pizza, pusese să facă blatul la mașina de pâine. Și a coborât iar după vreo oră și când a venit și-a dat seama că uitase să pună apă. Deci, practic, nu s-a făcut niciun blat și a trebuit să-i dea din nou să se facă. Și să facă el pizza, nu știu dacă mai mergem azi la sală, am o febră musculară de ieri la mâini. Deci nu pot să vă explic și la spate, așa, am lucrat biceps, triceps, spate,
upper body în principiu. Vânătaia mea tot n-a trecut încă. Mă rog, trece, a început să treacă, că pe aici eram și pe aici neagră. Și văd că a început ușor-ușor să se îngălbenească. Nu mă doare sau ceva, mă durea atunci în prima zi. Dar, na. Ieri am văzut că se uitau câteva persoane la mine dubios, la mâna mea, de fapt, că aveam tricou și, na, când trăgeam de chestii pe acolo, se vedea. Dar asta este, n-am ce să fac. Să știți că se aude puțin zgomot de fundal, că Adi vorbește la telefon în camera cealaltă. O să încerc să vorbesc încât să îl acopăr. Practic, asta a primit Blue. Cu asta s-a înnoit o nouă litieră, dar nu orice litieră, ci una care se curăță singură. E foarte interesantă și mult mai mare decât ne-am așteptat noi. Uitați, prin comparație cu mâna mea, când am văzut că a venit Dita mai cutioiul ăla, nu mi-a venit să cred, am zis, Doamne, ce-am comandat. Și chiar mă gândeam că o să fie prea mare pentru spațiul ăsta, dar vine perfect. Aici era litiera lui înainte. Și cum funcționează ea? În primul rând, înăuntru trebuie să folosești nisip dintre acela care se face bulgăraș la contactul cu lichidele. Și ea începe să rotească. Aici are un... nu prea se vede că e întuneric. Are un grătărel. Și pe măsură ce se învârte, colectează bulgărașii, pe care mai apoi îi aruncă aici într-o tăviță cu unguliță și practic, na, tot ce ai de făcut este să strângi săculețul și să îl înlocuiești cu altul. Cei drept, Blue încă nu a folosit-o, a intrat în ea doar și aproape că luase somnul, stătuse vreo 5 minute, cred că, în ea și după aia a ieșit, dar încă nu și-a făcut treaba propriu-zisă în ea. Și sper să o facă, sper să nu, nu știu, să nu-i fie teamă de ea, pentru că la un moment dat îi dăduse Adi din aplicație să-și facă o curățare, deși n-avea ce să curețe, dar doar așa ca idee, să vedem cum reacționează Blue în momentul în care se învârte. Și o să vă inserez după aia niște clipulețe, dar era foarte, foarte sceptic. Și da, o să vă țin la curent, ea înăuntru are și un senzor și dacă simte că se apropie pisicuța, se oprește, chiar dacă, na, de exemplu, în timp ce se învârte, dacă simte mișcare, se oprește ca să nu se întâmple cine știe ce accidente. V-am zis, are și o aplicație, iar în aplicație acolo spune de câte ori a fost pisicuța în litieră, de câte ori a strâns, mă rog, tot felul de parametri de ăștia, spune până și temperatura dinăuntru, de acolo, din litieră. E foarte interesantă. Abia o avem de câteva ore, încă nu a folosit-o. Oricum, eu când îi strânsesem litiera pe care o avea înainte, avea deja acolo recoltă, să zic așa, deci nu știu dacă prea curând o să intre iar în ea, dar o să vă țin la curent. Chiar am emoții și îi ziceam lui Adi că... Stai să vă întorc așa. Nu aș vrea să o lăsăm momentan în funcțiune cât suntem plecați, pentru că nu... Nu știu, e prea din scurt. Aș vrea să o mai urmăresc eu până când să am încredere în ea să o las cât suntem plecați. Adi mi-a zis că sunt nebună, știu că sunt nebună, dar asta e, chiar nu vreau să o las momentan. O să o repornim în momentul în care ne întoarcem din vacanță. Mâine trebuie să fac bagajul, o să trebuiască să fac puțină curățenie prin casă, să-i spăl lui Blue canțarolele, să le aibă curate. Am multă treabă mâine. Dar sunt lucruri pe care nu are rost să le fac de azi, cum ar fi spălatul... fântânicii, spălatul castronelelor de mâncare și așa, pentru că v-am zis, vreau să fie cât mai fresh înainte să plecăm noi. Trebuie să fac mâine și baie pe cap,
Nici nu mi l-am mai coafat, deci am făcut baie pe cap sâmbătă și de atunci doar prins l-am ținut, l-am pieptănat și atât, nu l-am mai îndreptat, nu nimic. Deci e de asta arată în toate felurile. Cam asta e treaba, avem niște zile agitate, dar așa e înainte de fiecare plecare, presupun că pentru toată lumea, nu doar pentru noi. Da, și cam atât. N-am ce să vă mai zic. O să aștept să mâncăm, adică să se facă blatul și să facem pizza. Să mâncăm și, nu știu, aș fi vrut să apucăm să-l plimbăm pe Blue în acel ghiozdănel care a venit ieri, dar nu am apucat. Ieri am fost la sală, azi nu cred că reușim pentru că e cam înnorat afară și s-ar putea să plouă. Mâine nici atât, mâine chiar nu cred că avem timp, deci la fel, probabil îl vom plimba în ghiozdănel tot când ne întoarcem. Am agățat și clincăitoarea. Nu pare să fac chiar atât de mult zgomot decât așa câte un clinche din când în când. Acum, bine, nici nu bate vântul. Vedem cum o fi când va fi furtună. Că atunci cred că zboară cu totul, sincer, la ce furtuni sunt pe aici de obicei. Bună dimineața, dragilor! Eu am început munca acum puțin timp și voiam să vă zic două lucruri. Unu, Blue a folosit litiera de două ori chiar, deci am trecut peste stresul ăsta acum că nu vrea să intre în ea. Totul a fost în regulă. Și al doilea lucru este că am folosit aseară acea mască de față de la Hada Labo, care mi-a plăcut, doar că sunt un pic în dubii în privința ei. Faza e că tenul mi-e foarte plumpt, bine, m-am și dat cu vitamina C și cu cremă, dar m-am trezit cu un ten foarte hidratat așa și plumpt și se simțea frumos la mână, la atingere, dar m-am trezit cu câteva coșulețe de-astea mici, adică nimic de-astea de suprafață. Câteva pe aici, nu știu dacă se văd, și câteva pe aici și, și pe aici am avut, bineînțeles că vorbesc de ele la trecut pentru că nu mai sunt, asta era ideea. Dar nu știu dacă o fi de la mască sau, nu știu, sau să fie de la vitamina C. Bine, că și masca avea vitamina C, nu știu încă de la care e. O să continui cu serul cu vitamina C, să vedem cum se comportă tenul și dacă nu mai apar alte bubițe, mai mult ca sigur a fost de la masca. Acum, na, ea în sine a fost foarte, foarte mișto. Avea și o grămadă de ser, atât de mult încât am reușit să mă dau pe gât, pe piept, pe mâini până la antebrațe, deci foarte mult ser avea în ea și s-a simțit bine pe ten. Dar asta mă cam ține așa un pic în dubii, faptul că am avut câteva coșulețe. Mă rog, îmi fac și o treabă aici și răspund la mail-uri și la ce mai am de răspuns și apoi o să merg sus, repede, repejor, să mă uit prin dulap cam cu ce vreau să plec. Ce haine, ce make-up, oricum, o să fie totul super minimal pentru că avem doar două zile întregi acolo și n-are rău să car multe lucruri, plus că avem doar bagaj de mână, nu avem troller, avem decât geantă sau ghiozdan. Deci nici nu o să intre foarte multe. Mi-am aranjat aici pe pat hainele pe care vreau să le iau cu mine în această vacanță. Nu sunt foarte multe, vedeți, sunt destul de puține având în vedere că noi o să prindem doar două zile full acolo. Și hai să încep din partea asta. Am aici cele două costume de baie pe care vreau să le iau, ambele de pe Shein, îmi plac foarte mult și mai ales ăsta sclipește foarte drăguț. Aici am un fel de rochie cămașă, așa, care este pentru mers la plajă și pe care o luasem fix acum 2 ani din Mallorca când am fost, pentru că atunci îmi uitasem rochia de plajă și n-aveam în ce să merg și am zis hai să iau ceva ce găsesc pe acolo și am găsit o pasta, nu e cine știe ce, dar îmi place că merge purtată și descheiată. E destul de lungut să merge și încheiată, deci e perfectă pentru plajă. Și tot pentru plajă am tot din Mallorca luat acest prosopel foarte simpatic cu pisicuțe și căței, mă rog, pisicuță și cățel de fapt, pe ăsta luasem acum vreo 4 ani. Aici am cea mai confortabilă rochiță de dormit a mea. Este de fapt un tricou mai lung și l-am din Primark, din bumbac. E chestia mea preferată în care dorm. Aici mi-am luat această pălăriuță de paie ca să mă protejeze. Nici nu știu de unde am luat-o. Cred că o luasem de pe Shein, dacă nu mă înșel, anul trecut. E foarte drăguță.
Tot de pe Shein am această rochie pe care o știți deja. Apoi, tot de pe Shein am și cureaua și pantalonașii. Pantalonașii care sunt, de fapt, în momentul în care îi port, zici că sunt o fustiță și îmi plac foarte mult. Am rămas plăcut surprinsă de calitatea lor și această curea, iarăși, e foarte drăguță și merge împreună cu ei și merge și la blugi, de asemenea. Pentru că, da, ceva ce n-am inclus aici sunt hainele cu care o să fiu pe drum și anume o pereche de blugi, tenis, mai, cel mai probabil Vans, o să-mi iau un tricou, geacă de blug și cam aia e. Și dacă e nevoie, o să am geacă de blug să mă acopăr, deși nu cred că vremea pare destul de ok, cel puțin așa din ce am văzut pe net. Și blugi, la fel, dacă o să am nevoie, o să am, dar direct pe mine, nu vi mai arăt aici. Am pus și tricoul acesta cu dungi, pe care l-am de pe ASOS, dacă nu mă înșel, pentru că dungile astea mă duc așa cu gândul la motive marinărești. Și am mai pus și bluzița asta, pe care sper să reușesc să o port, nu știu, fiind cu mânecă lungă, nu știu cât de recomandată e, dar îmi place foarte mult cum vine cu pantalonașii ăștia. Deci chiar vine bine, pasta din Primark o am. Iar geanta mea de voiaj va fi, de fapt, geanta mea de sală, aici îmi voi pune toate lucrurile. De asemenea, îmi voi lua și acești papucei de piele, pe care vi-am tot arătat, i-am tot luat în ultimii ani cu mine peste tot în momentul în care am mers undeva la mare. Sunt foarte comozi și... nu știu, chiar nu-mi trebuie altceva și m-am zis că pe lângă ei o să am și perechea aceea de Vans. Și ca accesoriu o să mai am o poșetuță neagră, tot dintre acesta crossbody. Nu o să o iau pe aceea de la Guess pentru că mi se pare că asta neagră merge așa cu mai multe. Iar la make-up o să fie foarte minimal, asta pentru că sunt aproape 100% sigură că nu o să mă prea machiez. Dar eu totuși iau lucruri la mine. Am aici câteva pensule, câteva de față, câteva de ochi, pe care trebuie să merg să le spăl acum. Apropo, o să, ca de machiere, o să iau apă micelară. Eu nu m-am mai demachiat cu apă micelară de foarte mult timp, dar sincer n-aș mai vrea să car și gel de curățare și ulei, adică să știți să fac demachierea în doi pași, așa mă dau de două ori cu apă micelară și practic, na, o să fie tot demachiere în doi pași, doar că cu același produs. Aici mi-am pus deodorantul. La make-up, cum ziceam, o să-mi iau BB cream-ul de la Purito. Concealer nu iau. O să iau pudra asta de la Huda Beauty, care vedeți că este pe foarte terminate, așa că poate reușesc să termin acolo și să nici să nu mă mai întorc cu ea. Paleta asta micuță de la Natasha Denona. Blush-ul de la NARS. Paleta asta de contur de la Essence. SPF-ul ăsta, pe care vi-l arătasem zilele trecute, încă n-am apucat să-l încerc. Poate ar fi o idee bună să-l încerc de pe acum, să fiu sigură că nu mă ustură pe la ochi sau așa. Hai că-l încerc. O să-l încerc după ce termin de filmat, ca să fiu sigură că nu-l card după mine degeaba. Mai am gelul ăsta de sprâncene colorat de la NYX, al cărui capac s-a cam crăpat aici. Mascara de la Maybelline Sky High. Și mai am... glossul de la Chanel, care știți că îmi place foarte, foarte mult. Și pe lângă asta, în sticluțe dintre cele travel size, o să mai pun poate niște gel intim. Și cred că cam atât. Bine, și apă micelară, despre care v-am zis deja. Și în rest, nu cred că mai iau alte lucruri. O să mai pun acel balsam de buze de la Lanolips, dar pe care o să-l am deja în geantă, adică pe care l-am deja în geantă și care îmi place foarte mult. Din lănțișoare ce să iau? Cred că o să-l iau pe ăsta, pe care l-am din Turcia, și o să mai iau și cercelușii ăștia micuți. V-am zis, vreau să țin lucrurile așa la un minim. Hai și dacă tot vă am aici, o să mă dau... Cred că am pus un pic cam mult. Ignorați ce e în spatele meu. Mă voi ocupa. Hai să vedem. Sper să nu mă usture la ochi. Nu pare să usture. Pare ok. Și simt foarte lejer pe față, și cum mă dau cu apă. Chiar super ok se simte. Cremă cu SPF o să ne luăm direct de acolo. Mă refer cremă pentru corp. O să ne luăm direct de acolo pentru că având doar bagaj de mână nu avem cum să luăm un SPF mai mare de 100 de ml. Chiar asta cât are oare? Asta are 50 de ml. Pentru că, vă dați seama, ne-l aruncă la securitate, nu o să putem să luăm și luăm de acolo ceva să folosim în alea două zile. Oricum, știu că anul trecut în Grecia, când am fost, noi credeam că luasem o sticlă de 350 de ml și pentru că tot reaplicam și eram două persoane, îl terminasem în două zile. Noi care ne gândeam că o să ne țină toată vacanța cât am stat acolo, dar nu, a trebuit să ne cumpărăm o a doua sticlă. Deci,
nu-mi fac probleme că nu o să-l terminăm. Și sper să fie foarte drăguț. Abia aștept. Nu cred că o să mai țin vlogul deschis, sincer, pentru că v-am arătat cam ce era de arătat. Și următorul vlog o să fie din vacanță. Stai că mi-a intrat, cred că, o geană în ochi sau nu știu, dă să intre în ochi. Cam atât. În seara asta e seara de pregăteală, o să trebuiască să pun toate toate hainele și ce mai am de pus în geantă, să fac baie pe cap, să mă epilez, mă rog, lucruri de astea pe care le facem înainte de vacanță, să facem puțin ordine prin casă și alte cele. A, am uitat să vă zic că pe lângă astea, evident, pe lângă tot ce v-am arătat, evident, o să mai intre periuțele de dinți, paste de dinți, prosoape, pentru că eu nu sunt atât de germofobă încât nu pot să folosesc prosoape de la hoteluri. Ce o să mai pun? Bineînțeles, lenjerie intimă, ciorapi și așa mai departe. O să mai iau și ondulator la mine, deși, din nou, nu știu cât îl voi folosi. Ochelari de soare, chiar, să mă gândesc și la ochelari de soare. Trebuie să-mi iau o pereche la mine. O să mă uit eu apoi, o să-mi fac o listă așa, să văd cam ce am uitat, să mi le trec pe listă și să le pun în geantă. Și cam atât. Să mă duc să-mi scol și pensulele astea. V-am lăsat, vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne revedem din vacanță, în următorul vlog. Pa, pa!